Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Gina Bradea. Bine ați venit în bucătăria mea! Vă invit să pregătim astăzi o iahnie de fasole cu cărnați afumați la multicucăr. O bijuterie de la Hainer pe care o folosesc acum pentru prima dată. Este extraordinar de util în bucătăria oricărei gospodine. În acest aparat se întâmplă absolut totul. Nu avem nevoie de aragaz, nu avem nevoie de tigăi, nu avem nevoie de cuptor, de absolut nimic. Doar punem în interior ingredientele, apăsăm pe butoane și mâncarea se face singură. Deși sunt adepta mâncării gătite tradițional, v-am spus, m-am îndrăgostit de această bijuterie și nu o mai dau nimănui. Voi folosi de acum și vor urma și alte rețete. Mai multe detalii despre produsele Hainer le găsiți în linkul din descriere pentru că avem și un concurs în desfășurare. Să vedem dacă iahnia de fasole făcută la multicucăr este la fel de gustoasă ca cea gătită în oalele de lut ale bunicii. Ce ne trebuie pentru această rețetă? 1 kg de fasole. Am luat fasole din aceea lată de la țărani și am fiert-o separat. Am scurs-o de 3 ori. Mai am aici 400 de grame de cărnați de bere afumați. 1-2 căței de usturoi. Cam 30 de ml de ulei voi folosi. Nu-mi place să fie mâncarea grasă. Un borcan de 370 de grame cu suc de roșii gros făcut în casă. E făcut de mine acest suc de roșii. Apă în funcție de cât avem nevoie. Un ardei gras tăiat cubulețe. 2 morcovi tăiați cubulețe. Pentru că ardeiul gras și morcovul vor da culoare și dulceață la iahnia noastră. Cam 400 de grame de ceapă tăiată cubulețe, ceapa la fel de dulceață, nu vă zgârciți la ceapă, 2 frunze de dafi. Mai folosim în plus sare, cimbru, piper, uia de ardei dulce. Acestea sunt suficiente pentru o mâncare delicioasă. Haideți să vedem cum procedăm mai departe. Vasul din interior, vedeți că este gradat și știm exact cât trebuie să punem. Adăugăm acum uleiul, legumele, pornim multicucăr, apăsăm pe meniu, până ajungem la programul manual și setăm timpul la 10 minute. Adăugăm și cărnații. Lăsăm să se înmăbușe totul. Timp de 10 minute. După 10 minute oprim. Pornim din nou și selectăm programul sub stiu, adică tocană. Este 2 ore. Adăugăm acum fasolea. Completăm cu apă. Punem și frunzele de dafin, o linguriță de boia de ardei, o linguriță de cimbru, o linguriță de sare, amestecăm totul, punem capacul și lăsăm să fiarbă. Mai verificăm după 10 minute, un sfert de oră, ne mai uităm din când în când să vedem cum este fasolea noastră. Spre final, ridicăm capacul, verificăm fasolea, este deja bine fiertă și adăugăm sucul de roșii. Cât de frumos miroase și ce bine arată. Gata. Potrivim gustul de sare și piper și lăsăm să mai fiarbă, să mai dea câteva clopote. Închidem, vedeți că se închide automat. În momentul în care programul se oprește, se activează automat funcția de menținere la cald. Așa că mâncarea noastră se menține caldă timp de 3-4 ore, după ce se termină gătitul. Punem totul
în interior, așa cum ați văzut, și apoi plecăm de acasă sau ne facem alte treburi. Chiar că este o bijuterie. Hernia noastră de fasole este gata. O vedeți cum arată, da? Punem deasupra verdeața. Este bine făcută, bine legată. Fasoala este foarte bine fiartă. Uitați-vă cum este. Așa arată iacnia de fasole, gătită la multicucăr. Simplu, fără multă chimială, fără fum în bucătărie, fără căldură, fără să se ardă nimic, fără să amestecăm în oală, pur și simplu se pune totul înăuntru și apoi mergem și ne facem treaba. Este minunată. Deci vreau să vă spun, la gust, este la fel ca fasolea făcută în oala de lut la cuptor. Este foarte, foarte gustoasă. O să vă las dedesubt un link în care veți găsi și un concurs pentru că se poate câștiga un produs Heiner de la Heiner Electrocasnice. Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit și vă mai aștept să mai gătim împreună și alte bunătăți. O să mai aduc rețete gătite la multicooker și la slow cooker. La revedere!